Fragment din Secretul Mulțumirii de Marius Ghidea. Oamenii execută conflictele sau aprecierile din tine. Războiul este în noi întâi, apoi vedem în afară ce este în noi. Sunt conflicte din mintea noastră pe care le vedem apoi în afară. Ești răspunzător pentru lumea ta. Acolo în față ajunge ceea ce este în tine. Nimeni nu poate să-ți facă un rău dacă nu îl gândești tu întâi. Și singura luptă care este împotriva iubirii. Iubirea divină eliberează, nu reține. A ataca, a lupta, a te apăra este împotriva iubirii. Când îl atacăm pe celălalt, noi atacăm iubirea, adică pe Iisus. Afară nu se întâmplă nimic dacă nu îl gândești tu întâi. Ai avut un comentariu negativ, așa a apărut opusul. Negativitatea creează dușmanul. Modul cum privești tu iubirea trebuie schimbat, nu lumea. Ce trăiești este viața condiționărilor tale. Ce condiționezi, aceea trăiești. Dacă te unești cu ființa divină, făcând ce face ea, atunci lumea intră în pace de la sine. Nu poți să spui despre nimeni nimic acuzator, că vorbești despre tine. Singurul rău care există este în tine. Tot răul de lângă tine îl faci tu, pentru că întâi trebuie să fie în tine ca să vină din afară. Răul din față este opoziția ta la iubire. Atunci blochezi legătura cu divinul și realitatea nu mai este alimentată de energie vitală. Când devii iubire, exteriorul și trupul tău se vindecă. De ceea ce nu-ți place ai nevoie. Ceea ce îți place nu-ți trebuie și îți face rău dacă te atașezi. Iubirea și dăruirea, ori restrângerea de sine, deschid poarta cerului și lasă energia miraculoasă să te încarce cu viață și împliniri. Corpul și exteriorul se îmbolnăvesc de neiubire și lipsa de dăruire pentru că nu mai primesc energie vitală. Când nu iubești necondiționat, se strică realitatea ta și vei suferi. Când nu vrei nimic de la viață, vei primi totul, fără măcar să ceri. Când iubești, nu ai cum să suferi, pentru că iubirea nu are un opus și nu îi se împotrivește nimeni. A iubi înseamnă a elibera, a da voie, a permite, a dărui, a lăsa de la tine. Ca să suferi, trebuie să arunci vina pe ceilalți, să ataci viața, oamenii. Când vrei totul pentru tine și te raportezi la interesul personal, nu ataci interesul tuturor. Tu ataci interesul tuturor, adică pe Dumnezeu. Smulgi de la ei și îi păgubești. Lumea este proiecția ta și arată cum ești tu în interior. Ce ai în exterior, ai și în tine. Și se supune total hotărârilor tale interioare. Te schimbi tu, se schimbă și lumea ta, totul în oglindă. Dar de ce ești intolerant? Acceptă-l pe celălalt așa cum este, e dragoste. Nu te interesează cum este el și de ce este așa, nu e treaba ta. Nu ești judecător. Judecata este la Domnul, nu la oameni. Nu contează cum sunt ei, tu iubește-i orice ar fi. Ei te învață iubirea fără condiții și fără motiv. Oprește-te să mai gândești răul și imediat începe vindecarea vieții tale. Și nu-ți permite decât să apreciezi, să mulțumești și să fii recunoscător. Prin iubirea pe care o exprimi, Domnul este prezent în viața ta. El este dăruirea ta. Este în cuvintele tale de binevoire și înțelegere. De ce nu vrei să fie prezent? Prin acuzație și critică este prezent diavolul. De ce ai alege întunecatul mereu? Vrei să suferi mai tare? Îndoiala aduce suferință. Gândurile negative sunt iadul. Se vede și prin faptul că te prinde mânia, furia și ura. Dacă ceva te supără, oprește-te, că nu este adevărat ce îți spui. Exteriorul vine din tine.
Te întâlnești mereu cu ceea ce ești și oamenii din jur sunt ceea ce gândești. Dacă te schimbi în interior, se schimbă și ei. Unii vin, alții pleacă. Dacă ești numai iubire, numai așa va veni din față, altceva nu poate să vină. Când te unești cu sinele divin, când unești opusele, adică când dăruiești, când cedezi și accepți, când faci o jertfă de sine. Dar cine vrea să se unească cu Domnul? Oamenii fug de jertfă, deci fug de iubire. Nu este o problemă niciodată cu exteriorul, ci cu interiorul nostru. Ce treabă ai tu, cum sunt alții? Pe tine te va întreba la judecată cum ai fost tu. Și apoi ei sunt cum ești tu. La răutatea lor nu ai contribuit și tu? Cu cât te îndepărtezi mai mult de dragoste, cu atât suferi mai tare. Suferi pentru că iubirea și dăruirea ta este puțină. Nimic nu are loc în afara ta, în jurul tău. Totul vine din tine. Nu ai pe cine să condamni. Te întâlnești cu tine mereu în fața ta. După cum ești tu, așa primești. Nu căuta niciodată mai mult binele tău și numai pe al celorlalți. Nu ești sufletul comun. Tu ești sufletul comun, nu un neomilog. Dar dacă te vei raporta la eu, vor apărea neplăcerile, grijile, supărările, că nimic nu este cum ai vrea tu. Toate afirmațiile tale să fie de apreciere, mulțumire, recunoștință și complimente. Să nu știi altceva să spui, să nu știi să fii altfel. Și atunci Dumnezeu va fi cu tine prin aceste aprecieri. Nu este simplu? Nimic nu este al nostru, nici copiii, nici părinții, nici trupul, nici sufletul, nimic. Totul este al Lui, numai El este peste tot. Noi, ca un eu, suntem doar o părere. Gândurile tale creează realitatea ta. Dacă te comporți fără interes propriu și lăcomie, reușești în toate. A avea mai mult este o pierdere, este a pierde mult, a pierde viața. Bunăstarea îți ia din energia vitală și apoi devii agresiv. A pierde este un mare câștig. Iubirea îți împlinește toate dorințele. Este ca un gin din 1100 de nopți. Iubirea îți dă tot ce vrei. Orgoliu face totul un chin. Cu cât iubești mai mult, cu atât mai repede vindeci viața ta. Durerea este a separării. Suferința care vine din afară, vine din tine și reprezintă răutatea ta. Suferi de răutatea ta. Suferi că tu crezi că ești diferit. Suferința îți arată că ai orgoliu. Totul vorbește despre tine și corespinde nivelului tău de deschidere și de înțelegere. Cu cât iubești mai mult, cu atât vei vrea mai puțin. Dragostea nu vrea să aibă, să posede. Ceilalți te ajută să evoluezi. Nimeni nu-ți vrea răul. Orgolul este împotrivire la voința Domnului. Este voia ta. Starea divină este non-frecvența. Intervenția doar permite lucrurilor să fie și este destul. Dacă ești în zero, totul va fi bine. Trebuie să nu vrei nimic pentru tine mai mult ca să reușești în viață. Cu cât ego-ul tău este mai mic, cu atât succesul și împlinirea ta este mai mare. Scopul nostru este să ne unim cu ființa divină. Când ești în zero, primești tot ce ai nevoie fără să ceri. Raiul este starea de abandon de sine desăvârșit, dar nu-l vrea nimeni. Când întâmpini o situație, trebuie să nu vrei nimic de la ea, de la oameni. Să nu vrei să deranjezi, să nu ai niciun reproș, niciun cuvânt neplăcut să nu spui. Să te comporți cu ei ca și când ai avea în față o floare deosebit de delicată și de frumoasă, pe care nu vrei să o strici. Să nu distrugi corola de minune a lumii. Să ai numai cuvinte de apreciere, mulțumire și recunoștință. Atunci totul va fi bine. Prezentul este renunțare la eu.
când te unești cu Divinul. Abandonul continuu de sine, în toate situațiile de viață, este prezentul. În stare de pace, reușești în toate. Eșecul înseamnă că nu ai iubit destul. Oamenii iubesc iubirea ta. Pacea inimii este bucuria fără un opus. Lângă un om simplu și smerit, îți este drag să stai. A nu te gândi la lume este suprema fericire. Când ești total desprins și nu mai vrei nimic de la ea, atunci primești totul. Când vine necazul, înseamnă că nu ai fost curat la suflet și ai prea mult orgoliu. Adică ai făcut lucrurile prea mult pentru tine. Renunțarea la gândirea negativă este curățarea sufletului și vindecarea trupului și a viitorului tău. Când mergi spre mai mult, mergi spre distrugere, pentru că belșugul ți-a din viață, din energie. Tot ceea ce apreciem noi mai mult din viață și ne place, ne face rău. Ce ți aduce o viață lungă și frumoasă? Să mănânci prost, adică cât mai aproape de natură, și să nu dorești mai mult. Mai mult să uiți și să te lași dus, condus. Dacă nu reacționezi, iubești. Celălalt arată cum ești tu ascuns. Lupta ta nu este cu exteriorul, ci cu negativitățile din tine. În afară nu vezi decât ce este în tine. Dacă te temi de exterior, este fără rost, pentru că hotărârea cum să fie viața ta o iei întâi în tine, căci numai tu îți creezi lumea ta. Depinde ce tablou pictezi. Tu ești pictorul. Știu eu, tu l-ai colorat. Frica ta prinde când nu iubești destul. Frica te prinde când nu iubești destul. Ea arată că nu mai ai dragoste, adică energie vitală. Ai dăruit prea puțin și ai luat prea mult pentru tine. Când ai orgoliu, adică neacceptare, oamenii te vor ataca, salvându-ți astfel viața. Când iubești, nu ai teamă de nimic, pentru că nimic rău nu poate să-ți vină din față. Vine numai ceea ce ești. Ne batem cu exteriorul, dar lupta s-a dat deja în tine. Numai tu îți creezi lumea ta. Este pictura ta. Dacă te opui eului, lumea se eliberează din strânsoarea ta. Fericirea pornește când eliberezi lumea din mâinile tale. Iubirea este eliberare din condiționările egoului. Tu nu ești binele trupului tău. Tu ești cel care nu caută binele său. Tu nu ești binele tău. Tu ești binele tuturor. A nu te raporta la interesul propriu este lucru cel mai important în viață. Să trăiești ca o ființă comună care nu vrea nimic mai mult pentru sine și nu ca un milog. Vindecarea este întâi în interior și apoi exteriorul urmează ca o umbră. Plăcerea este eu. A te înfrâna, a dărui, a sluji, a servi este dezidentificare, este înălțare la cer, este mântuire. Pierderea euului este eliberare și cea mai mare fericire posibilă. Nimic nu este în afara noastră. Noi privim interiorul nostru în față, înaintăm în noi. Îndepărtarea de iubire este căderea din rai. Răul, suferința, boala, neplăcerea, necazul sunt cădere din iubire. Și cum cădem? Căutând mai mult binele nostru, ne facem eu, după care apare adversarul și suferința. Deci, când noi ne raportăm la interesul propriu, ne facem cel mai mare rău posibil, pentru că ne opunem Divinului. Să nu ai alți Dumnezei în afară de mine, adică să nu cauți interesul tău mai mult decât ai nevoie. Tu ești ceilalți, care sunt El, ești ființa divină comună. A căuta interesul personal este cădere din rai. Raiul este lipsa interesului propriu, când nu faci nimic pentru mai mult binele tău, ci totul pentru ceilalți. Raiul este a face interesul tuturor, nu al tău. A iubi la infinit înseamnă a iubi sinele divin, pe Dumnezeu. Tu ești celălalt. Egoul este voia ta.
Egoul este suferința, pentru că ridică întotdeauna un adversar. A căuta interesul propriu îți va aduce pierdere. A face totul pentru ceilalți este a face voia Domnului. A lăsa lucrurile în pace înseamnă a te preda în mâinile lui Dumnezeu. Atunci totul va fi bine, cu siguranță. Dar când apare voia ta, se va ridica și un dușman și nu te va lăsa să împlinești nimic. Ca să împlinești, ai nevoie de sacrificiu de sine. O situație se purifică și se vindecă dacă tu te lași pe tine. Cea mai mare bucurie este atunci când faci totul ca celălalt să fie fericit. Fericirea lui este fericirea ta. Nu te apăra niciodată, pentru că vei atrage și vei întări atacul din afară. Neplăcerea arată un ego mare, comodități și plăcere ale simțurilor. Ele întăresc orgoliu și cheamă durerea. Când vrei bunăstarea, vrei durere și moarte. Bolile sunt boli de bunăstare. Plăcerile îți iau din energia vitală. Iubirea înseamnă lipsa egoului și a interesului personal. Când pe tine te lași, când te predai pe tine, Dumnezeu este imediat prezent în viața ta. Abandonarea de sine te scoate din timp. Egoul este timp. În zero ești în rai. Este o stare de predare totală de sine. Nu te gândi la ce a fost sau ce va fi, că îți iei un adversar și vei suferi. Adevărata bucurie pornește la restrângere. Boala vine din lăcomia de mai mult, care dă peste cap totul, pe când corpul nostru funcționează în puțin și în dăruire totală. Lăcomia de mai mult chinuie sufletul. Celulele dăruiesc peste 90% din energia lor întregului pe care nu îl văd. Pentru ele, întregul este Dumnezeu. Din starea de prea mult bine apare credința noastră absolută că oamenii ne fac un rău, o pagubă și o pierdere, pentru că ne este frică să pierdem. Ne ducem spre mai mult, dar apare frica de a pierde, care ne ia pacea inimii și ne bagă în iad. Asta este boala. Nu te mai preocupa numai de tine. Tu devii important pentru întreg doar în măsura în care dăruiești. Dacă iei mai mult decât dai, te scoate din joc. Că nu ești de folos, nu susții viața. Ego-ul vrea moartea ta. Și tocmai pe el îl căutăm furibunzi. Dacă vrei să trăiești, nu condamna oamenii. Cel care condamnă este diavol. Punct. Singurul scop al oamenilor și al vieții este să te scadă. Ei nu vin la tine ca să câștigi tu ceva, ci ca să pierzi. Pierderea este mai importantă decât câștigul. Prin acceptare, te unești cu ființa divină pe loc. De ce nu ai vrea asta? Ai gândit urât și rău. Îți vine o reacție asemănătoare din față. Trebuie să nu-ți permiți să gândești nimic rău despre nimeni, că se va transforma într-un atac din față și nu-ți va conveni apoi ce pățești. Oamenii își fac rău singuri prin gândirea negativă și acuzatoare. Vorbești despre celălalt. Atunci vorbești despre tine. Boala, neplăcerea, durerea scad lăcomia de viață. Sunt un ajutor divin neprețuit. Neprețuit. Când urmărim interesul personal, cădem din rai. Am mușcat din măr. Nu mușca din el înseamnă nu căuta interesul propriu niciodată. Căderea din rai este căderea în egoism și intrarea în timp, adică pierderea veșniciei. În starea de lipsă, de eu, nu există timp. Viața în ego este moarte. Omul este o ființă divină eternă. Eliberarea de eu este fericirea toată, este extaz. Când împarți, intri în dualitate pe loc. Atunci pornește adversarul, dar și frica de a pierde. Lupta pentru mai mult și apărarea. Supunerea la părți este sclavie. Concentrarea pe ele este căderea din rai,
Și așa pornește distrugerea și moartea. Când ceva te atacă, renunți și nu te opui, nu reziști, pentru că vine exact în momentul în care nu mai ai energie vitală. Omul care îți face un rău, îți face cel mai mare bine, îți dă viață, sănătate, viitor, timp. Când accepți și nu răspunzi și cedezi imediat victoria aproapelui tău, adică pui liniștea mai presus decât dreptatea ta, câștigi viața. Dreptatea este eu și nu este adevărat ce îți spui. Negativitatea îți ia din viață. De ce ai vrea asta? Nu înțeleg. Tot ce vrea eu-l este doar durere. Dacă lupți pentru interesul tău, vei suferi. De ce suferi? Când condamni, ai intrat în iad, pentru că tu ești ființa comună a tuturor. În fundal, ești una cu toți. Faptul că pacea inimii este mai importantă decât orice, arată că nu este important să aperi dreptatea ta. Contrariile nu sunt opuse, ci complementare. Iubirea apără ansamblu. Dar e bine oricum. Iubirea și credința fac miracole. Ele înving orice greutate. Sunt prezența de Domnului. Nu reacționa. Cedează imediat. Adică pune liniștea mai presus decât dreptatea. Faptul că apare o reacție exterioară arată că nu este important și nu este adevărat ce zic eu și că acela reacționează doar ca să mă aducă pe mine în liniște. Este trimis de Dumnezeu ca să ne salveze sufletul, nu ca să ne facă un rău cum credem noi. Deci, el ne atacă cu energia negativă din noi, un fel de cui pe cui se scoate și rolul lui este să ne aducă în Dumnezeu și să ne salveze viața. Ne încarcă cu energie vitală și ne lărgește viitorul. Nu e nimeni de vină cu nimic, numai din mine vin toate. Nu este nimic rău în asta, din contră, este un mare dar divin. Dumnezeu ne purifică sufletul prin oameni. Răul care ți se face îți arată că ești orgolios și te scade, adică îți salvează viața. Fii fericit. Atât. Să vezi în tot rău un bine. Și numai bine ne face? Da, și noi ne supărăm pe acela și nu știm că în spatele lui este divinul. Reacția nu are rost. Nu avem nimic de apărat, decât un eu care nu există. E o prostie. Când te aperi pe tine, aperi o minciună. Pentru că eu nu are existență de la sine. Astfel, tot ce vine dintr-un eu ireal este fals. Când critici pe aproapele tău, te critici pe tine și îl cobori pe el. Și așa te faci Dumnezeul tău, că tu știi și judeci. Atunci ai căzut și te-ai făcut diavol pe loc. Și nu mai poți să iubești. Nu ai voie să spui nimic despre nimeni. Fiecare are lecții proprii de învățat. Lasă-l să te învețe. Nu este treaba ta cum este acela. Oamenii nu bagă nimic în seamă. Ei cred că totul este amorf. Toate mașinile și obiectele au și ele suflet. Și este posibil să se răzvrătească la un moment dat, dacă nu avem grijă de ele ca și toată natura. Tot ce trăiește împreună cu noi în această existență este viu, are suflet și răspunde. Mașinile, obiectele, ca și pământul, o să înceapă să se răzbune pe oameni, pe oamenii care nu au grijă de ele. În existența noastră sunt multe lucruri, dar nimeni nu le bagă în seamă. Oamenii se bagă în seamă doar pe ei, doar problemele lor. Și nimeni nu mai are timp să-l asculte pe celălalt. Nu-i mai interesează de nimic, numai de ei. Oamenii nu dau importanță la nimic decât la ei și la problemele lor. Sunt absolut egoiști, deși ar trebui să dăm importanță la tot. Și cum să fim noi fericiți dacă ne ocupăm numai de noi? Nu mai putem fi fericiți. Asta este problema. În momentul în care te ocupi prea intens de tine, crezi că fericirea este în mâinile tale sau că tu o faci, că așa cred oamenii. Că dacă eu nu muncesc și nu fac bani, cum să fiu fericit? Dar nu în asta stă fericirea, nu contează asta. Ea stă în dezlipirea ta de preocupările lumești. Cu cât ești mai gol de tine,
cu atât ești mai fericit. Când tu te vei deslipi de uman, atunci tu vei găsi fericirea în fiecare lucru mărunt al tău, în fiecare obiect, în tot ce faci. Omul când moare nu ia nimic, nici bani de la bancă, nici lucrurile scumpe, bogății, nimic, nimic. Nici măcar nu știe unde pleacă sau unde se duce și încotro se îndreaptă. Ce luăm sunt momentele de dăruire și energia de bunăvoie în care am fost ziditori. Acuzațiile și judecățile noastre vor fi greutăți la oricare. De aceea suntem veniți aici, ca să ne desăvârșim ca ființe de iubire. Noi nu suntem doar ființe de carne, ci suntem ființe ale cerului. Nu suntem exclusiv umani, ci mai mult duh. Nu putem sta numai în plăceri, în dorințe de a câștiga. Mai stai și tu liniștit, că dacă câștigi ceva, e cinstit să dăruiești la rândul tău, că dacă nu dai ce ai mai mult, acel lucru ori se deteriorează, ori se strică, ori este furat. Dacă nu dăruiești, pierzi și ceea ce ai. De ce? Pentru că ce este mai mult te lipește de lumesc și îți face rău, că vei chema apoi singur forțele cerului să te desprindă, să-ți ia ceea ce ai mai mult. Cel mai important lucru, dăruiești din binele tău, din surplusul tău la infinit. Să faci dăruire la o casă de copii, la o casă de bătrâni, la o biserică, la oameni care au nevoie. Dumnezeu îți dă viața și îți cere o dăruire continuă. Altfel, riști totul, pentru că bunăstarea îți ia din viață și atunci vei vrea singur să suferi ca să te încarci cu energie vitală. Explică-mi și mie, când Alexandru Macedon mergea la luptă, dușmanii trăgeau un snop de săgeți spre el. Săgețele se despărțeau când se apropiau de el și îl loveau cei din stânga, pe cei din stânga și dreapta lui și pe el nu l-a atingea nicio săgeată. De ce? Pentru că nu avea frică de moarte și avea credință în Dumnezeu. Este ca și cum tu ți-ai pune viața în mâinile Domnului. În momentul în care ți-ai pus viața în mâinile Lui, tu nu mai ai frică de nimic și ești ocrotit. Cuvintele magice sunt: facă-se voia Ta, Doamne, nu voia mea. Și pe Tine te lași și îi dai Lui puterea și nu te mai îngrijești de nimic, să nu te mai preocupi tu de nimic. Îl lași pe El să te ajute, că asta nu fac oamenii. Ei intervin, se bagă sau vor să fie cum vor ei, forțează. Nu așa. Așa cum vrei Tu, Doamne, așa să fie. Nu după cum vreau eu, ci după cum vrei Tu, Doamne. Voia Ta este scumpă, bună și dreaptă. Această predare totală de sine este cea mai mare comoară noastră. Când îți predai viața în mâinile lui Dumnezeu, săgeata ta, săgeata nu mai vine la tine, înțelegi? Că nu poate. Dumnezeu te apără, ești în dragostea Lui, atunci și nu mai ai nicio grijă, dar vorbește cu El, spune-i lucrurile astea, este cel mai sublim lucru pe care îl putem face, să ne punem nădejdea în El și noi vom fi apărați, salvați și ni se va da că El nu ne lasă, El nu lasă păsările călătoare, dar pe noi. Nouă ne lipsește încrederea în El, nu lăsăm controlul vieții noastre. Și ce înseamnă să-ți pui nădejdea în El? Să te abandonezi pe tine. Când te restrângi în toate, tu intri în vibrația dragostei divine, în umilință și smerenie. Să stai desprins, să ai dăruire și să ai încrederea ta nestrămutată și constantă în Dumnezeu. Totul este de la El. Ai tu putere să faci ceva? În momentul în care îți pui încrederea în Dumnezeu, atunci poți să stai liniștit. Dar să faci tot ce depinde de tine ca să fie bine pentru toți. Și atunci, ceea ce ai nu se pierde, că nu are cum, pentru că El vede că tu dăruiești și dăruirea îți salvează ce ai și tu și nu ți se ia. Și vede că tu trăiești pentru ceilalți, nu pentru tine. Dar dacă aduni mai mult și îi păgubești pe toți, nu meriți să ai și vei pierde tot. Dacă dorești din ce primești, nu mai pierzi ce ai, nu se poate pierde. Tu când strângi ca avarul, fără să dai, te temi să pierzi și atunci te faci Dumnezeul tău. Acesta este procesul de diabolizare.
Ținem prea mult pentru noi și nu dăm. Așa fac oamenii, se fac Dumnezeu casei, al copiilor, al banilor. În momentul când faci asta, tu ești în declin. Ne atașăm și începe distrugerea, pentru că nu putem pune nimic din lumea aceasta pe primul plan, pentru că nu ai voie tu să te crezi buricul pământului, că nu ești. Când ți se face un rău, Dumnezeu te iubește, este modul lui de a te apăra de tine. Fii curat la suflet și Domnul va fi cu tine orice s-ar întâmpla. Nu contrazice și nu învinui, că te bați singur. Scopul vieții nu este viața, ci depășirea ei.